mine personal, educația deschisă este asemănătoare cu un smurt. N-am să spun ce este smurt, pentru că știți toată lumea despre ce este, iar de acum încolo, foarte pe scurt, am să vă povestesc efectiv experiența pe care am avut-o în toți anii aceștia în cadrul instituției în care am desfășurat activitatea, folosind metafore medicale. Măsurile mele de prim ajutor au fost îndreptate în primul și în primul rând spre instituție și instituția a venit în sprijin și a oferit un portal de resurse educaționale, resurse.minusuvt.ro, în care găsim ajutor și sprijin, ceea ce probabil că Centrul de e-learning al Universității Politehnica face acum cu noi toți. Avem posibilitatea de câtva timp cu un acces gratuit la platforma de cursuri online, Coursera, care Coursera nu mai are nicio nevoie de, n-are nevoie de nicio prezentare. Universitatea a făcut acest parteneriat în care noi putem, ca și actori educaționali, să urmărim aceste cursuri în mod gratuit. Și bineînțeles, avem și Moș Crăciun, a venit calculatorul pentru fiecare profesor. Ceea ce cred că puține instituții au acest lucru. Toate acestea sunt incluse în programul managerial. Bun. Care ar fi centrul de urgență? Care ar fi, practic, colacul nostru de salvare? Preocupările instituționale. La aceste trei adrese, novamu.vt.ro, romu.vt.ro și euroinmystrengthy.com, se găsesc trei site-uri ale unor proiecte care le-am desfășurat național, respectiv internațional, sub egida UE, FISTI și Erasmus, care se referă la educația deschisă la distanță. Am sondat populația din învățământul preuniversitar, respectiv universitar, studenți și profesori, dacă au nevoie de astfel de metode și tehnici. Vreau să vă spun că la aceste adrese puteți găsi materiale sub formă video, ghiduri de bune practici, texte, manuale, planuri de lecții, o grămadă de resurse care toate sunt descărcabile, le puteți utiliza, reutiliza, respectați, vă rog frumos, licența. Fac un scurt promo, echipa mea de prim ajutor, mulțumesc, este Smurtul 1 de la UVT, colegele Laura Maliță, Ramona Bran, Laurențiu Țăru, Vlad Chiriac și Dorin Miagoe, Carmen și Diana, care nu mai au nevoie de nicio prezentare, salut echipa de la Chișinău pe care am văzut-o, în frunte cu Roza Dumbrăveanu, Else, profesorul Ion Răceanu și Cătălin Radu, bineînțeles, pompierii mei de serviciu din străinătate, Malin Camar, și salvatorul cu instruire paramedicală, care este familia. Scenariile pe care le utilizez în activitatea mea zilnică la UVT. În primul și în primul rând, sfătuiesc toți profesorii, fie că sunt din mediul universitar, fie din mediul preuniversitar, să încerce să introducă în fișa disciplinei o unitate de învățare care se referă la aceste resurse educaționale deschise, să le explice efectiv studenților și elevilor ce înseamnă, dar tot ceea ce a spus Carmen înainte. Eu personal introduc și la nivelul licenței și la nivelul de master astfel de unități de învățare, indiferent de tipul de discipline, dar ale mele, eu sunt avantajată că au totuși o conotație tehnologică. Pe suporturile galbene aveți trimiteri la aceste suporturi de curs care sunt licențiate cu Creative Commons. Și insist asupra conceptului de Creative Commons ca toți studenții să-l aibă însușit corect. Un al doilea scenariu se referă la modul în care proprii mele cursuri le pun sub licență CC. Eu personal le-am urcat la OER Commons, care este un depozit mare, cum a spus și Carmen, de resurse digitale și le distribui prin integrare în platforma pe care o folosesc la universitate. Folosesc resurse educaționale deschise pentru a le da ca și lectură suplimentară ca referințe bibliografice. Uitați-vă aici, este cartea lui Tony Bates, Teaching in a Digital Age, care este din 2019 ediție a doua revizuită și oferită sub licență Creative Commons. Un al treilea mare scenariu, da, este cel care se referă la programul de discipline complementare care oferă competențe transversale, un program unic în România, în care studentul de la arte face un curs de prim ajutor sau cel de la muzică face un curs de genetică cu credite. Carmen a anticipat într-un slide anterior acel curs de introducere în storytelling de la Pixar pe platforma Khan Academy. Eu îl folosesc în disciplina mea de povestiri digitale. Este un curs extraordinar pe care îl recomand studenților. Un alt mod de a integra cursurile de tip MOOC este prin a oferi o listă de cursuri de tip MOOC
în care studentul își poate alege de la bun început un astfel de curs și sub supraveghere pe parcursul unui semestru îl parcurge sau merg pe parcursul cât este cursul respectiv deschis sub îndrumarea directă a cadrului didactic și la sfârșit îi se recunoaște partea teoretică. Un alt mod de a folosi resursele educaționale deschise, conceptul acesta mare de educație deschisă, este de a oferi efectiv o disciplină transversală sub formă de MOOC. Ne chinuim de 3 ani de zile să încercăm să vedem care este cea mai bună variantă de a deschide un curs către marea populație a actorilor educaționali. Learning English with Technology, ajuns la a treia ediție, este un curs care se desfășoară în regim de SPOC, Small Private Online Courses, pentru că nu avem nici resursele necesare și nici resursele umane și nici resursele tehnologice pentru a-l deschide încă către marea masă a actorilor educaționali. Este nevoie de o implicare foarte mare pentru a face un astfel de curs. Noi am stabilit în urma parcurgerii acelor două proiecte, ROMUC și Nova Muncă, este nevoie de un punct personal de dezvoltare a competențelor online, care este bine definită către noi sub forma unui arbore de tip P. La baza ecranului puteți accesa ulterior acest checklist for a MOOC activist, în care avem cel puțin două chestiuni pe care trebuie să le evităm, efectul de perestroică și efectul de cutie Pandora. O altă chestiune care trebuie să o avem în vedere este izoleta educațională, care nu este un termen care mie mi-aparține, l-am furat de la Universitatea din București, sunt resursele create de către studenți. Încurajez studenții să creeze resurse educaționale audio, video, sub formă de bandă desenată, roman, grafic, sub formă de prezentări interactive, care să și le licențeze la rândul lor cu licență de tip Creative Commons și apoi ele să fie disponibile public. Iar ultimul punct în care folosesc aceste metode ale educației deschise, flipped classroom ar fi un blended learning, ar fi alta, este legată de portofoliile digitale. Cum realizez evaluarea? De la bun început îi se spune studentului care de făcut un portofoliu digital, care va fi alcătuit din sarcini care toate la rândul lor vor fi licențiate Creative Commons. Insist foarte mult pe modalitatea aceasta ca studentul să înțeleagă în mod corect, astfel încât să nu încalce drepturile de proprietate intelectuală. Și fiindcă suntem în contextul acesta al pandemiei, am creat un tip de portofoliu special pentru disciplina de povestiri digitale, se numește Jurnal de Infodemie, în care am cerut studenților să încerce pe 3 rute, dar să povestească sub forma unui portofoliu digital care sunt trăirile sale în acest context. La linkul din subsol se poate parcurge acest material. Bineînțeles că este nevoie și de măsuri de intervenție în forță. Vrem să vă anunțăm că din a doua săptămână a lunii mai deschidem înscrierile pentru cursul de resurse educaționale deschise, un curs în 4 pași, adică în 4 săptămâni, în care vom învăța ce sunt, cum le căutăm, cum le distribuim, cum le creăm, cum le licențiem. Și, bineînțeles, ultimul copil al educației deschise, MOOC-urile. Voi încheia cu un citat pe care l-am găsit într-un manual azi dimineață, care se numește Educația în situație de urgență pe Google Books, nu l-am găsit altfel, care este din 2011 și m-a frapat pentru că apare acolo un text în care zice, în capitolul Educație la distanță, despre educația deschisă, dar un pic altfel, revizuirea materialelor existente și adaptarea lor. Ceea ce mi se pare fantastic, avem specialiști, avem competențe, avem oameni, de ce nu sunt ei la minister? Ultima mea invitație este legată de situațiile speciale de salvare. Dacă doriți strategii, proceduri, protocoale și așa mai departe, vă putem oferi capitolul nostru despre starea resursele educaționale deschise în România, un istoric, o descriere foarte largă a situației de ansamblu.